Profesor Mândiță Baias și continuăm modul de prezentare a realizării unei lecții pe platforma One Education. Spuneam în episoadele anterioare că am creat lecția Legea lui Ohm și acum vom urmări pas cu pas modul cum am creat această lecție. Am ajuns la partea în care intru în lecția propriu-zisă și voi alege ca opțiune de activitate text și imagine, așa cum am mai folosit. Și pe această imagine voi introduce fotografia pe care eu o doresc. Vreau să modific această pagină, să o aduc aici. Așadar, pot să introduc fotografia. Din resursele mele am să o iau. Și fotografia este cea cu triunghiul, unde nu am aici. Așadar, va trebui să o selectez din computer. Și mă voi duce în computer să selectez fotografia. Aici sunt pozele, cred, și voi avea aici lecția cu triunghiul lui Ohm. Așadar, voi plasa această fotografie în spațiul destinat, voi restrânge textul, pun fotografia astfel încât să fie văzută în totalitate, pot să o modific această fotografie, n-aș vrea să pierd din imagine. Da, în felul acesta am putut-o modifica. O duc în partea aceasta și voi introduce titlul și scriu aici, așa cum am făcut și anterior, Legea lui Ohm. Selectez acest titlu și îl editez. Așadar, pun caracterele pe care le doresc, boldat, mărimea o aleg pe aceasta, culoarea, aleg culoarea albastră, așa cum am făcut la toată lecția. Aici am un de introdus un titlu și am să copiez de aici. Am să copiez textul acesta. Ia să vedem. Așadar, copiez textul acesta să nu-l mai scriu cuvânt cu cuvânt și mă duc în ceea ce vreau să fac eu aici. Ia să vedem. Am șters textul anterior și introduc text, ceea ce doresc eu. Pot copia, așadar, din orice resursă pot să aduc sau pot să creez propriul text. Dar fiind lecție, posibil să am nevoie de text original. Și atunci îl voi edita pe acesta, îl voi duce așa cum am nevoie să îl poziționez. Așadar, acesta mi-ar putea fi, ar putea fi pagina noastră și ca să iasă ca și pagina originală, voi pune un fundal și aleg acest fundal, fundalul verde, pot să pun orice fundal, ia să vedem, să mă gândesc dacă pun acest fundal cum arată, dacă îl pun pe asta, nu-mi place acesta. E prea închis? E prea închis. Am să-l pun pe acesta. Ia să vedem. Seamănă cu pagina originală, cu activitatea originală? Da, un pic nuanța de culoare este diferită. Așadar, ați văzut cum am editat o pagină, o activitate pe care am inclus-o eu în lecția noastră. Urmează să trecem la o activitate nouă. Și anume,
mă voi duce la activitatea cu numele Verificarea legii lui Ohm pentru un circuit simplu. Cum fac acest lucru? Introduc de asemenea activitatea. Ce tip de activitate să aleg? Ia uitați-vă ce tipuri de activități am. Activitate expozitivă, text pe o coloană, text pe două coloane, text și imagine, titlu și instrucțiune, etichete, am folosit-o, galerie de imagini o să am eu acum de ales. Obiective de învățare, diagramă, flashcard, un exercițiu foarte frumos și mie îmi place foarte tare, cuvinte încrucișate am folosit, puzzle, trivia, să clasificăm niște cuvinte, o să vedem cum se utilizează aceasta, și la exerciții de evaluare, evaluare sumativă, hotspot, asociere de imagini, așa cum am folosit noi, copiere, completare pe o imagine, să ordonăm câteva cuvinte, să asociem, am folosit asta, etichetele elevului este ce am folosit mai înainte, ca și etichete de aici, din prezentări. Ca să introduc activitatea mea, și anume verificarea legii lui Ohm, o să folosesc acest tip, galerie de imagini. Și aici pot să introduc mai multe imagini. Ia să vedem noi cum se... am să copiez de aici textul. Îl duc în... se poate scrie. Îl ducem aici. Bun. Și în acest... voi introduce imaginea. Ia să vedem, din resursele mele am aici o imagine care să-mi folosească. Știți care este imaginea? Imaginea este aceasta. Aș putea să o introduc pe aceasta în care am un întrerupător deschis. Chiar o introduc pe aceasta, că aceasta urmează să fie. Și aici ar trebui să descriu imaginea pe care eu tocmai am încărcat-o. Și am să scriu în modul următor. În acest circuit, întrerupătorul este deschis. Punct. Este deschis. Așa. Amperemetrul va indica valoarea 0 amperi. Și observăm explicația aceasta. Bun. Acesta fiind, pot să editez acest text. Îl pun de același caractere, îl pun de 30, de culoare albastră, ca așa am ales pentru textul nostru și vreau să-l și centrez eu aici. Am făcut asta. Bun, acestea sunt instrucțiunile pentru această fotografie. Merg mai departe. Voi adaugă dispozitiv nou aici, în partea aceasta. Adaugă diapozitiv nou. Și voi introduce un alt diapozitiv. Observați, titlul se păstrează. Și voi introduce a doua fotografie. Și o introduc pe aceasta când întrerupătorul este închis. Bun. O să scriu câteva lucruri pentru a da câteva indicații elevilor. Ampermetrul indică 0,5 amperi atunci când întrerupătorul este închis. Dar nu am nicio rezistență în circuit, în afară de rezistențele funcționale ale ampermetrului, respectiv becul din imagine. Nu-l editez, sau haide să-l editez, că deja mi-am creat o obișnuință să le editez pe acestea. Voi face culoarea albastră, îl voi centra textul și
așa a apărut. Introduc o altă activitate, un alt diapozitiv, tot așa din fotografiile mele. De data aceasta trebuie să introduc fotografia în care, să vedem dacă este corectă aceasta, da, este fotografia în care am rezistența R1 și amperometrul va indica 0,25 amperi. La fel se face o descriere a acestei imagini. De fapt, povestesc că ce conține imaginea de aici și ce trebuie să observe elevii. Voi introduce fotografia cu R2. Să vedem care este aceasta. Da, aceasta este fotografia cu R2. De asemenea, se descrie fotografia. Se scrie un titlu. Așadar, o să pun eu titlul R2. Cu alte cuvinte, avem în fotografia noastră inserată, în circuitul nostru avem inserată rezistența R2. Pot să șterg această fotografie sau pot să merg mai departe să inserez fotografia care urmează în prezentarea noastră și voi avea fotografia R3, cred. Sper că asta este. Dacă am greșit-o, nu, aceasta este. Și voi scrie eu ca titlu acestei fotografii, fotografia R3, dar putem da un orice alt nume. Notăm aici că ampermetrul indică 0,05 amperi atunci când avem rezistența aceasta R3. Și să vedem cum se vede ceea ce noi am lucrat. Nu este definitiv terminată, a fost o exemplificare. Ia să vedem în felul acesta se vede. Așadar, am fotografia de aici. Începe prezentarea noastră, tipurile de deci un circuit, întrerupătorul deschis, descrierea pe care eu am făcut-o. Voi derula, merg la următoarea fotografie cu descrierea. Aceste fotografii descriu un experiment. Așadar, includem R1, R2 și indicația ampermetrului, R3 și indicația ampermetrului. În felul acesta am creat o activitate de tip derulare de imagini. Derulare într-un anumit curs al lecției. Voi prezenta următoarele etape ale lecției în episoadele următoare. Vă urez succes în crearea de lecții pe platforma Wand Education.